Poliția județeană Suceava declanșează o serie de cercetări la nivelul Direcției de Sănătate Publică Suceava pentru falsi intelectuali privind vaccinările fictive de la DSP Suceava. De asemenea, Direcția de Sănătate Publică a anunțat că a declanșat o anchetă internă, făcând plângere penală după ce un asistent medical din instituție, care figura vaccinat cu schema completă, a murit ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2. În acest caz, este suspectată o asistentă din cadrul DSP Suceava, care avea acces în Registrul Electronic Național și a înregistrat vaccinarea fictivă a acestuia. Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Suceava, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, IPJ Suceava, desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 321 din Codul Penal. Mai exact, verificările vizează suspiciuni cu privire la procesul de vaccinare de la nivelul DSP Suceava. DSP Suceava a menționat că a început o anchetă administrativă internă, existând suspiciuni că angajatul respectiv nu era vaccinat, având în vedere evoluția bolii și moartea pacientului, care era înregistrat cu schema completă de vaccinare și nu avea alte boli. DSP Suceava menționează că s-a constituit o comisie care a verificat statusul vaccinal al pacientului, modul de consemnare a datelor în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor și au fost cerute detalii la CNSCBT ca administrator al registrului electronic. Ancheta vizează de asemenea încă o persoană din cadrul DSP Suceava, care a declarat că a înregistrat vaccinarea în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor, având acces la registrul electronic conform atribuțiilor profesionale specifice. Instituția anunță că prima măsură luată a fost ridicarea angajatei accesului la Registrul Electronic Național.